în primul rând, Ștefan Ochian este un om care merită pomenit pentru că s-a dăruit. Ne-a lăsat nouă motive să-l pomenim. Adică fiecare dintre noi avem datoria, pe lângă faptul că trăim în lumea asta, ne bucurăm de ea, avem datoria să și oferim celor din jur ceva care să-i facă să-și amintească de noi, să ne pomenească. E bine, noi astăzi am spus veșnică pomenire pictorului și omului de cultură Ștefan Ochian. Această veșnică pomenire înseamnă, de fapt, că în eternitate, adică atât noi aici pe pământ, cât și cei de dincolo, prin sufletele lor, pomenesc numele lui Ochian veșnic în fața lui Dumnezeu.